foarte gelos. Și aseară, după ce am terminat toată treaba, am plecat în oraș, m-am dus la Dedeman. Da, nu le fac reclamă la sine la Dedeman. Eu sunt o linie de asta. Am fost la Dedeman. Și m-am luat testa. Am dat 30 lei pe ele. Mai erau undeva 30 de lei. Dar nu știu cât de bune sunt. Și n-am vrut să dau mult bani pe niște panorame de pește. Nu sunt strălucite, dar sincer, chiar din ce. Nu e ca și cum nu mai auzi nimic. Motorul la tractor tot auzi. Dacă sunt bătăi sau ceva, le auzi, n-ai cum să auzi. Dar zgomotele puternice le anulează un pic. Nu mai... Oricum, e mult mai bine cu peștile astea decât fără. Cum ziceam și în video trecut, mai aveam 5 hectare de dat. Am dat 6 hectare și mă duc acum să le dau și pe celelalte 9. Trec un pic pe acasă, îmi bag niște motorină, îmi bag vreo 2 de motorină. A să fiu sigur că nu rămân fără pe acolo. Mănânc ceva. Nu știu cum mă dă ceasul. Nu pot să lucru ceasul. În fine, cred că e vreo 9-10. Cam așa de ceasul. Mănânc ceva și după aia mă la cap. Aulea, cum așa e. Plinurile. Plinurile însemnând plinul la tractor și plinul la burta mea. Și acum mă duc, că mai sunt 9 hectare de făcut. Cred că până la ora 3 după amiază le fac și parte. Să las mai ușor eu aici, că e nașpa. Au. Dar cam așa arată drumurile aici. De când zic că îi pun odată cupa la tractor și să bag niște piatră pe aici, am mereu, mi-am găsit altele de făcut și n-am avut timp. Dar o să... Cred că săptămâna viitoare o să bag pe aici. Când nu o să mai circul pe aici, atunci o să bag. Că așa se întâmplă mereu. Când ai treabă, atunci nu poți. Da. Păi... sunt ochii din treaba. Să termin și acolo. Gata pe ziua de azi. Mama lor de pietre. Tocmai pietroaiele le-am scos din pământ. La arat. Mai dau din ele pe marginea solei, neba. Că n-am unde să le pun pe astea. Bă, dar multe sunt. Ura mamilor. Încă una. Aici.
Aia mai sunt două, mai iau pe astea două și gata. Restul mai le ia și tata când seamănă. Dacă am găsit ceva de la disc, o fi de anul ăsta? Asta cred că de anul ăsta e. Ce, n-am observat că l-am pierdut? Cred că n-am observat că l-am pierdut la disc. Au fost niște bolovani mari aici. Nu știu dacă ați văzut când am cules la porumb. Am filmat bolovanii. Erau foarte mari. Tu! Ce mă enervează cu fire. Bun. Care l-am luat. L-am împrumutat de la cineva. Așa, o să duc înapoi. Tata cred că mai are de semănat vreo 4 hectare acolo și terminăm cu semănatul la 4 hectare. Și nu știu
asta e așa. Important era să termină la noi. Acum nu e mai greu. Da. Și cam atât pentru azi. Să ne vedem data viitoare. Nu uitați, like, comment și subscribe.